Salutare! Astăzi o să vorbim despre David Rockefeller. Tot ce avem nevoie este o criză majoră, iar națiunile vor accepta noua ordine mondială. Iată ce declarație a făcut David Rockefeller într-un discurs din 23 septembrie 1994 la un dineu al ambasadorilor ONU. Gravitatea ar trebui să fie o crimă împotriva societății, cu excepția cazului în care părinții dețin un permis de la guvern. Toți potențialii părinți ar trebui să fie îndemnați la a folosi produse chimice, contraceptive, guvernul furnizând antidoturi cetățenilor aleși pentru fertilizare. Societatea nu face nicio afacere dacă permite degenerațiilor să-și perpetueze specia. O populație totală mondială de 250-300 de milioane de persoane, cu 95% mai puțin decât în prezent, ar fi ideală. Există o singură teamă în spatele eforturilor noastre. Trebuie să reducem nivelul populației, iar guvernele trebuie să ne folosească metodele pentru a obține rezultate curate și frumoase, sau vor primi mizeria pe care o avem în El Salvador, sau în Iran, sau în Beirut. Populația este o problemă politică. Odată ce populația este scăpată de sub control, este nevoie de guvern autoritar, chiar fascist, pentru reducerea ei. Programul nostru în El Salvador n-a funcționat, n-am avut infrastructura care să-l susțină. Au fost ai naibii de mulți oameni. Pentru a reduce într-adevăr populația rapid, va trebui să trimiteți toți bărbații la luptă și să ucideți un număr semnificativ de femei fertile. Cel mai rapid mod de a reduce populația este prin foamete ca și în Africa sau prin boli cum ar fi moartea neagră. În căutarea unui nou dușman care să ne unească, ne-a venit ideea cu poluarea, amenințarea încălzirii globale, lipsa apei, foametea și potrivirea proiectelor de lege după ele. Dar uneori, în desemnarea lor ca inamic, cădeam în capcana de a confunda simptomele de cauze. Toate aceste pericole sunt cauzate de intervenția umană și nu numai prin schimbarea atitudinilor și a comportamentului oamenilor, acestea pot fi depășite. Atunci înseamnă că inamicul real este chiar umanitatea. Un cancer este o multiplicare necontrolată a celulelor, iar explozia demografică este o multiplicare necontrolată de oameni. Noi trebuie să mutăm eforturile noastre de la tratarea simptomelor la extirparea cancerului. Operațiunea va cere multe decizii aparent brutale și lipsite de inimă. Eu cred că suprapopularea umană este problema fundamentală pe pământ astăzi. Noi oamenii am devenit o boală. Virusul om. Primele mele trei obiective principale ar fi reducerea populației umane la aproximativ 100 de milioane în întreaga lume, distrugerea infrastructurii industriale și, în al treilea rând, să văd cât mai multe zone pustii. Noi trebuie să vorbim mai clar despre contracepție, despre avort, despre valoarea controlului populației, deoarece, pe scurt, criza ecologică este criza populației. Reduceți populația cu 90%, iar apoi nu vor mai fi suficienți oameni pentru a face atât de multe daune ecologice. Depopularea ar trebui să fie cea mai mare prioritate a politicii externe față de lumea a treia, pentru că economia SUA va necesita cantități tot mai mari de materiale din străinătate, în special din țările mai puțin dezvoltate. Persoanele în vârstă sunt consumatori inutili. Populația lumii trebuie să fie redusă cu 50%. Suntem pe punctul de a realiza o transformare la nivel mondial. Tot ce avem nevoie este o criză majoră credibilă și națiunile vor accepta noua ordine mondială. Nimeni nu va intra în noua ordine mondială decât în cazul în care el sau ea va face o promisiune pentru a se închina lui Lucifer. Nimeni nu va intra în New Age, cu excepția cazului în care el va lua o inițiere luciferică. Astăzi lumea are 6,8 miliarde de oameni și ar putea crește până la aproximativ 9 miliarde. Acum, dacă am face o treabă foarte eficientă cu noile vaccinuri, cu asistența medicală, cu serviciile de sănătate și control al reproducerii, am putea reduce aceste cifre cu 10 sau chiar 15%. Am observat că există unii oameni care nu sunt deloc conștienți de pericolul pe care îl reprezintă francmasoneria ocultă, așa zisa ocultă mondială, de care am vorbit de atâtea ori. Grupul Bilderberg, Comitetul celor 300, Illuminati, CFR, sunt câteva din organizațiile secrete ce fac parte din așa zisa ocultă mondială. Ele s-au instalat în poziții cheie din guvernele lumii, precum și din marile corporații mondiale,
astfel încât doar o mică parte din elita actuală a lumii putem spune că nu face parte din oculta mondială. Controlul total al omului și transformarea sa în robot. Omul este o ființă liberă în gândire, iar acest lucru este foarte periculos pentru oculta mondială. Omul nu trebuie să gândească sau cel mult să gândească ceea ce îi se oferă. Astfel au apărut o mulțime de tehnici de manipulare subtilă, folosindu-se de industria muzicală, cinematografică sau de jocuri video. Credeți că întâmplător au apărut formații sau interpreți ca Ariana, Lady Gaga și alții ce promovează existența unui om sclav și robot? De asemenea, oamenii vor fi urmăriți în fiecare mișcare pe care o vor face cu diverse dispozitive electronice instalate în propriile mașini sau, de ce nu, chiar în ei. Distrugerea religiilor lumii, în special a creștinismului și crearea unei unice religii. Religiile autentice ale lumii promovează pace, toleranță, iubire și libertate. Toate aceste principii sunt incompatibile cu principiile oculte mondiale, care își dorește un om care să nu se închine lui Dumnezeu, ci noi ordini pe care ea vrea să creeze. Pentru aceasta, în ultimul secol, au apărut o mulțime de secte și noi religii, gen New Age, dar și puternice mișcări ca mișcarea ateistă, ce luptă împotriva religiilor tradiționale. Creștinismul este cea mai periculoasă religie pentru oculta mondială, de aceea el trebuie discreditat și distrus din toate părțile. Aberații gen Iisus Hristos budist sau Maria Magdalena a avut copii. Stabilirea unui guvern mondial și a unei noi ordini mondiale. E vorba de unitate atât politică cât și financiară a tuturor țărilor lumii. De ce este important pentru oculta mondială așa ceva? Întrucât, având un organism unic la nivel mondial, ar putea mai ușor controla toate deciziile ce s-ar lua. Cum în prezent în lume există 196 de state, e extrem de greu ca o decizie care să fie în interesul ocultei mondiale să fie luată în toate cele 196 de țări. O guvernare mondială unică ar ușura această problemă. Mondializarea se va face atât la nivel politic, cât și la nivel financiar. Primii pași spre mondializare au fost deja făcuți, Organizația ONU, Uniunea Europeană, Liga Arabă. Din punct de vedere financiar, oculta mondială își dorește o singură monedă mondială emisă de o singură bancă de emisiune mondială. De ce? Pentru că cine va controla emisiunea de bancnote va controla și finanțele lumii. Depopularea masivă a întregii lumi. 7 miliarde de oameni sunt cam greu de manipulat, și de aceea oculta mondială dorește rapid o depopulare masivă a Pământului, sub mai puțin de 1 miliard de oameni, ce ar fi mult mai simplu de manipulat. Pretextul folosit adesea e că 7 miliarde de oameni sunt imposibil de întreținut, este unul ridicol, atâta timp cât Pământul nostru are resurse naturale suficiente pentru a întreține și mai mulți oameni decât 7 miliarde. Depopularea se va face prin mijloace specifice, războaie mondiale, înfomentarea intenționată a populației sărace, controlul fertilității, etc. Distrugerea societății actuale și a instrumentului ei fundamental, familia. Orice societate se bazează pe familie. Dacă aceasta n-ar mai exista, oculta mondială ar împușca mai mulți iepuri deodată, oamenii nu și-ar mai dori să facă copii și populația ar scădea. Oamenii ar fi implicați mai mult în relații pasagere, ar descuraja religia, copiii n-ar mai avea un tată și o mamă, fiind crescuți în centre speciale uriașe, unde vor putea fi manipulați și învățați încă de mici în ideile noi ordini mondiale. Distrugerea libertății de exprimare și astfel a libertății presei. Deși în marile democrații occidentale se tot vorbește de existența libertății presei, aceasta este o minciună, întrucât marile mijloace mass media se află sub controlul și influența unor proprietăți ce au legătură cu oculta mondială. Odată cu apariția internetului, s-au scos la iveală o mulțime de informații despre oculta mondială, dar și despre manipulările sale. Acest lucru e perceput ca o amenințare de către oculta mondială, căci astfel nu și-ar mai putea realiza controlul total al omului. De aceea, în întreaga lume se pregătește o îngrădire din ce în ce mai mare a internetului. Promovarea depravării oamenilor. Pentru ca oamenii să nu mai gândească rațional, trebuie să li se satisfacă poftele animalice, dar și să li se întunece mințile. Pentru aceasta, lucrurile interzise vor fi ridicate la rangul de religie, iar legalizarea substanțelor interzise va deveni nu peste mult timp un fapt real.